În ultimele 24 de ore, sub autoritatea instituției prefectului, au continuat acțiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind limitarea răspândirii virusului COVID-19. În acest sens, au fost verificați peste 50 de agenți economici și 48 de mijloace de transport. În urma baterilor constatate, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. În ultimele 24 de ore, sub autoritatea instituției prefectului, au continuat acțiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind limitarea răspândirii virusului COVID-19. La activitățile desfășurate au participat aproximativ 260 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Astfel, au fost verificate 48 de mijloace de transport și 50 de agenți economici. În urma abaterilor constatate, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Pe această cale, reprezentanții PJ Olt reamintesc faptul că la intrările și ieșirile din comuna Schitu au fost instituite filtre, echipele mixte, formate din polițiști și jandarmi, verificând îndeplinirea condițiilor legale pentru intrarea, respectiv ieșirea din localitate. În interiorul localității acționează echipe mobile care asigură ordinea și liniștea publică, precum și respectarea măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii virusului. În urma activităților desfășurate în această localitate, oamenii legii au controlat peste 600 de autovehicule și au legitimat aproximativ 1000 de persoane. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, dintre care 17 pentru nerespectarea prevederilor circulației pe drumurile publice și una pentru încălcarea prevederilor legii 55 din 2020. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate pe raza acestei localități este de aproximativ 6000 de lei. Totodată, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare, întrucât autovehiculul respectiv avea inspecția tehnică periodică expirată. Polițiștii recomandă totodată cetățenilor să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur. Sănătatea și siguranța cetățenilor sunt prioritare tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, astfel că forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă pentru a proteja cetățenii și pentru a preveni răspândirea noului tip de coronavirus.